Bine, v-am găsit la o nouă conferință, Știința pe Înțelesul Tuturor, oferită de Universitatea din București. De data aceasta vom vorbi despre rolul erorilor în cunoașterea științifică. Invitatul nostru se numește Andrei Ion, este conferențiar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihologie. Are ca specializare deopotrivă Psihologia Organizațională și Metodologia Cercetării. Andrei? E rândul tău. Prea o legătură. Salutare! Mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fac parte din această selecție de persoane care încearcă să comunice cât mai mult despre importanța științei și pentru publicul larg, ceea ce recunosc că este o noutate pentru mine. Așadar, m-am gândit să abordez o temă care să este într-o oară care măsură și uh, contraintuitivă, și vom discuta foarte mult astăzi despre uh, cum ne ajută erorile în procesul de cunoaștere științifică, Na, cunoaște realitatea din jurul nostru. Uh, de obicei, erorile sunt acel lucru rău de care fugim, E uh, suntem învățați din, în, în, încă din școală să fugim de erori. În același timp, ele joacă în cunoașterea realității, joacă un rol fundamental. Și o să povestim astăzi uh, un pic despre ce rol joacă erorile în cunoașterea științifică. Uh, acum, înainte de a, a sări direct la subiect, aș vrea să introducem puțin, uh, să discutăm despre cum cunoaștem lumea naturală, despre cum cunoaștem uh, lumea din jurul nostru. Și uh, cred că nu greșim dacă um, discutăm de patru mari metode prin care ajungem să cunoaștem uh, lumea naturală și uh, Prima metodă este prin propria experiență, prin propriile simțuri. Experiența proprie, interacțiunile proprii cu, cu lumea naturală și aici mă refer la toate cele cinci simțuri, simțuri de bază, precum și la experiențele comune pe care, pe care le avem. Și îmi amintesc chiar exemplu unui prieten care a trecut printr-o perioadă în care suferea de insomnie și după vreo 48 de ore de nesomn, S-a gândit în disperare de cauza să apeleze la un tratament homeopat sau homeopatic uh, pentru a-i a vindeca insomnia. Și surpriză, după cele 48 de ore a dormit. Și concluzia pe care el a tras-o este că homeopatia funcționează, uh, deoarece prin experiența și uh, simțurile proprii a trăit o. o un efect, ceea ce considera el că era un efect nu al lipsei de somn anterioare, ci al intervenției pe care a făcut-o. Deci, o modalitate prin care cunoaștem lumea exterioară este prin, prin experiența proprie. Și aceste modalități de menționat nu sunt mutual exclusive, deci nu, nu ne bazăm doar pe una și le folosim de obicei combinat. O altă metodă e prin analiza rațională. Uh, și hai să zicem că observăm cu ajutorul simțurilor, evident, diferite aspecte ale realității uh, și începem să inferăm uh, legi, să, 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 găsim asocieri, să găsim uh, asemănări. Uh, de exemplu, dacă ne gândim la uh, balene și pești. Uh, ambii uh, trăiesc în ocean, uh, în noată, Uh, deci regăsim multe, multe asemănări între ele și am zice că sunt, sunt apropiate, că fac parte din aceeași familie, uh, deși, cum ne-ar putea spune colegii de la biologie, știm că de mult am greșit, deoarece uh, sunt o balenă, e mai degrabă apropiată sau înrudită, uh, cu o vacă sau cu un hipopotam decât cu, uh, cu uh, ceilalți colocatari din, uh, din ocean. Uh, ok, Deci și analiza rațională la rândul ei, Evident că ne poate ajuta și fiecare dintre ele sunt, sunt adaptative în același timp, nu au neapărat mecanisme prin care ne garantează faptul că ajungem la o înțelegere corectă asupra realității. Deci pot fi destul de înșelătoare. Cea de-a treia metodă, și e una destul de controversată, așa că o să încerc să nu insist foarte mult asupra ei, este credința sau adevărul revelat, nu știu, cele 10 porunci ale lui, lui Moise și așa mai departe. Deci există dacă, dacă stăm să analizăm din punct de vedere antropologic, găsim probabil în fiecare cultură această tendință de a explica necunoscutul și o mare parte din lumea naturală este pentru noi, a fost pentru noi și este în continuare necunoscutul, o, 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 o tendință de a o explica prin adevărul uh, revelat, prin, prin credință, prin misticism. Uh, de obicei, cele trei modalități de a cunoaște lumea uh, funcționează concomitent, uh, se combină și ne ajută să construim convingeri despre, uh, despre lumea naturală. Și aceste convingeri au uh, și un caracter insidios, pentru că de multe ori au o încărcătură emoțională puternică, deoarece le, le achiziționăm. Ontogenetic, într-o într perioadă de vârstă relativ fragedă, în care nu neapărat gândirea critică sau științifică este foarte bine conturată sau, sau cristalizată, și de asta renunțăm destul de, de greu la convingerile noastre. De exemplu, pentru așa-numiții creaționiști, un, un exemplu favorit este complexitatea ochiului. Și ochiul este considerat un, un organ atât de complex încât este. Improbabil uh, ca el să nu fi fost construit. E, e o arhitectură, un, un mecanism atât de elaborat uh, și acea hipercomplexitate o vedem improbabil a să fi construit în afara unei uh, intervenții, în afara unui unui creator, în afara unui, uh, unui designer, uh, deoarece uh, nu e așa: toate celelalte trei metode de, de cunoaștere uh, vedem ca fiind aproape imposibilă. Uh, construirea artificială a unui, unui astfel de organ. Experiența noastră cu a construi astfel de structuri hipercomplexe de multe ori nu există. Sunt foarte puțini oameni care au de-a face cu acest nivel de, de complexitate în a construi, în a, în a face un, un design. Și noi așa ajungem să ne, să ne dezvoltăm convingeri pe care să ni le și validăm prin metodele anterioare, adică dacă eu n-am construit niciodată atât de complex, ceva, ceva atât de complex, cum ar fi putut natura să facă asta așa progresiv în mii de ani? Cu siguranță e un designer, devine mai plauzibil existența unui designer care da, are un nivel de înțelegere mai mare decât doar, doar șansa și miile de ani de evoluție. Ok. Iar apropo de convingeri, am în față niște date, un sondaj realizat de, de, de Gallup acum câțiva ani, în Statele Unite ale Americii, care arată, de exemplu, că 15% dintre americani consideră că omul a evoluat, doar 15%, consideră că omul evoluează din, din alte specii și nu este rezultat al unei creații divine, deci 85% din americani cu altă convingere. 46% consideră că omul în forma sa actuală a fost creat în ultimii 10.000 de ani, nu în ultimii 50 plus de mii de ani. Peste 40% din absolvenții cu studii superioare consideră că apariția și evoluția lumii naturale e, cea descri e descrisă comprehensiv în profunzime și fără necesitatea unor detalii suplimentare în secțiunea afacerea lumii a, a Bibliei și doar 14% consideră că omul a evoluat din specii inferioare fără nicio intervenție divină și Chiar recomand, există, există o lectură, poate o vom insera la un moment dat la, la, finalul prezentării, care vorbește despre de ce aceste subiecte pot fi dezbătute foarte puțin rațional, fiind, ținând mai degrabă de teritoriul emoțiilor și vom reveni la acest lucru la, la sfârșitul prezentării. Um, ok, și cea, cea de-a patra metodă, o metodă pe care am construit-o în foarte, foarte mulți ani, o metodă care ne-a luat milenii de descoperiri de pentru a, a o, o contura, se numește metoda științifică și iar are o serie de, de caracteristici care o diferențiază de celelalte metode și, în primul rând, ea se bazează pe, pe observații, pe, pe date, date concrete, deci este, este empirică. Aici se asemănă cumva cu prima metodă în care cunoaștem realitatea prin propriile simțuri, cu diferența că aceste date încercăm să le obiectivăm, fie prin alți observatori, fie prin metode prin care evaluăm realitatea, metode care sunt independente de observatori. De exemplu, eu pot simți acum în cameră o anumită temperatură, și să mă gândesc că probabil sunt 23 de grade, în același timp, un termometru va măsura mult mai precis temperatura, deci e un instrument de măsurare care e independent de observator și dacă voi observa temperatura de pe un termometru, probabil că voi avea o reprezentare mai corectă vis-a-vis -vis de o temperatură și dacă folosesc două termometre și dacă folosesc trei termometre, da, voi avea, și, și dacă fac această observație la mai multe ore, voi ajunge la o evaluare, la o estimare mai aproape de realitate a temperaturii din cameră. Deci, din acest punct de vedere, da, știința operează cu date date concrete. De asemenea, știința operează cu întrebări și, și ipoteze testabile pe care le putem măsura. De asta, de exemplu, mă amintesc că am, am deseori dezbateri cu, cu prietenii care îmi spun că, da, da. Uh, știința are într-adevăr contribuții, în același timp este uh, incompletă deoarece nu răspunde întrebării care e sensul vieții. Și da, nu răspunde, știința nu răspunde acel, acestor întrebări, nici nu își propune să, să răspundă uh, acestor întrebări, ceea ce știința uh, face e să uh, răspundă unor întrebări care sunt testabile, care sunt verificabile, nu pot testa uh, propriu-zis această întrebare. Uh, de, de, de multe ori, ne punem cumva, vizăm știința versus, versus religie, deși teritoriul pe care ne batem nu e, sau pe care ele să au această competiție, nu e același. Știința nu încearcă să răspundă direct întrebării care sunt sensul vieții și de ce existăm. În același timp, religia, probabil că ar fi bine să nu încerce să răspundă întrebărilor despre cum e lumea naturală și ce caracteristici are ea. Deci metoda științifică e o metodă excelentă pentru a cunoaște lumea naturală. Că putem dezvolta sens din această înțelegere? Probabil că da. Ok. De asemenea, o altă, o a treia caracteristică fundamentală a științei și vom reveni la ea, este faptul că operează cu întrebări sau ipoteze falsificabile și că utilizează metode, analize matematice sau, sau statistice pentru a prelucra datele. Asta fac și multe pseudoștiințe. În același timp vom vedea, știința are un, un anumit tipic și spre o deosebire de, de pseudoștiință care fug de erori, știința, metoda științifică, Riguroase și analizele statistice pe care le utilizăm caută erorile. Um, și vom vedea mai departe cum, uh, cum caută uh, aceste erori. Bun, dintr-un dintr anumit punct de vedere, um, am putea spune că rolul cercetătorului în știință e, e unul destul de uh, absurd, deoarece, uh, ca, ca proces, în cercetare, uh, și aici vorbesc și din, uh, din papucii omului care face cercetare fundamentală, uh, încerci să intuiești un răspuns despre cum ar arăta un aspect al realității, al lumii naturale, uh, și după ce ți-ai conturat un, un, răspuns și zici, ar putea, uh, structura personalității ar putea să arate în acest fel, și ți-ai conturat răspunsul, uh, și după ce gândești o metodă prin care, prin care o testezi, Apoi, te legi frumos la ochi și încerci să fii cât mai obiectiv cu putință, și uh, depui eforturi, și aici intervine caracterul uh, pervers al uh, demersului de investigație științifică. Depui eforturi să contrazici ipoteza pe care ți-ai formulat-o. Dacă îmi formulezi ipoteza că personalitatea e structurată în 5 factori, A, B, C, D și E, uh, apoi demersul pe care îl fac ca, ca cercetător este să încerc să infirm această aserțiune cât pot eu de bine. Și eșecul sistematic uh, de a uh, infirma această aserțiune, această ipoteză mă va duce la a concluziona uh, că probabil, sau că există o probabilitate rezonabilă ca uh, structura personalității să fie uh, într-adevăr cea pe care eu am intuit-o. Deja deja sesizați că uh, operez în demersul de investigare, de, de cercetare, operez cu erori. Uh, în sensul în care îmi reprezint un, un model pe care încerc să-l falsific cât pot de mult, și, de fapt, încercările repetate de a-l falsifica, de a-l infirma, mă vor duce la concluzia că acel model este suficient de robust deoarece el rezistă încercărilor mele. Dacă să-mi dau seama dacă rezistă încercărilor de falsificare, ar trebui să am o modalitate coerentă de a interpreta erorile, de a, de a interpreta ce înseamnă acele deviații pe care le observ, aplicând uh, instrumentele de măsurare, aplicând termometrele cu care. Noi, ca psihologi, sau pe care alți cercetători le utilizează. Ok. Și aici, în, în, a, în a gândi în acest fel despre, despre investigația științifică, putem utiliza ceea ce am denumit ecuația adevărului, în sensul în care observația științifică pe care noi o facem, luatul temperaturii, întotdeauna va fi egal cu adevăr plus eroare. Deci. Observația conține adevăr plus o oarecare cantitate de eroare uh, și această cantitate de eroare uh, depinde de acuratețea instrumentului de măsurare, depinde de, 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 foarte, de foarte mulți factori. Da? Uh, întotdeauna, pentru a ajunge la o cunoaștere științifică uh, și o cunoaștere cât mai corectă a lumii naturale, uh, e important să mă asigur că am, am controlat sau eliminat sau estimat corect eroare. De cele mai multe ori, demersul, demersul științific nu este unul prin care uh, găsesc cazuri care se potrivesc ipotezei mele uh, și îmi confirmă modelul. Uh, de exemplu, dacă aș găsi o, persoana, o persoană care are personalitatea structurată în acei cinci factori, înseamnă că m-am confirmat modelul. Nu, mai, mai degrabă, demersul ar, ar fi a, acela de uh, a încerca să-l să infirm, de a găsi erori, de a găsi deviații deviații de la acest model. Și la această ecuație vom, vom reveni în fiecare din cele trei uh, povești pe care le-am uh, le selectat pentru a uh, ilustra rolul pe care erorile îl joacă, joacă în știință. Uh, și tot apropo de erori, uh, și aici intru foarte puțin pe teritoriul colegilor de la fizică, de exemplu, există o deviație din orbita lui Mercur, care a fost multă vreme considerată o anomalie, uh, până la momentul în care Iurica Uh, această anomalie, această eroare, această deviație uh, este uh, o potrivire perfectă la modelul pe care l-a desenat Einstein uh, asupra uh, la modelul de relativității generale. Uh, ok, deci da, erorile sunt, sunt de multe ori uh, sursă, uh, reprezintă o sursă prin care uh, ajungem la o înțelegere mai corectă a uh, realității. Acum, după cum ziceam, metoda științifică, în mare parte, deși vorbim cu cuvinte prețioase despre ea, ceea ce facem uneori fiind legați la ochi, nu putem cunoaște în afara propriei subiectivități lumea naturală, și ceea ce facem ghicim. Sunt, sunt ca, 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 ca o persoană oarbă la lumea naturală și nu, nu o cunoaștem per se, nu știm care sunt legile după care ea funcționează, nu putem vedea legile și încercăm să, să le ghicim. După ce am formulat ghicitoarea, Încerc în fel și chip să, să o verific, să, să o infirm, așa cum ziceam mai devreme, iar evident că atunci când nu pot, eșecul sistematic de a infirma o anumită teorie o să mă, bă, o să mă ducă spre a concluziona că, deocamdată, aceea reprezintă o aproximare, cea mai bună aproximare pe care o avem asupra uh, lumii naturale. Bun, așa cum. Vom povesti despre un, un aspect esențial al, al cunoașterii științifice, și anume a opera cu uh, întrebări falsificabile și Karl Popper, un, un filozof, este cel care aduce uh, falsificabilitatea în, în discuție. În modul în care atunci când îmi pun o întrebare despre uh, lumea naturală, uh, acea întrebare trebuie să, să poată fi infirmată. Evident și să poată și să poată fi confirmată în același timp infirmarea posibilitatea de a o infirma este o face să fie o întrebare testabilă deci o întrebare pe care o pot sonda cu ajutorul metodei științifice și exemplul pe care Karl Popper îl dă este cel al lebedelor și o să îl prezint foarte foarte pe scurt și el emite următoarea ipoteză toate lebedele sunt albe și ceea ce, ce a, ne-am gândit, aplicând cealaltă metodă de cunoaștere pentru a verifica ipoteza, este să căutăm lebede. Mergem într-un loc în care există lebede și vedem 10 lebede și ele sunt albe și ne ajută acest lucru să confirmăm că toate lebedele sunt albe? Probabil că nu, că m-aș gândi că bă, da, poate sunt în alte locuri, trăiesc alte lebede și poate uh, ele nu sunt albe ca atare. Fundamental pentru a-mi răspunde la această întrebare nu e să caut toate lebedele. Nu voi putea face asta niciodată. Și chiar dacă le-am găsit pe toate, nu voi fi sigur că le-am găsit pe toate. Ca atare pentru a testa această ipoteză, și această ipoteză e testabilă și e falsificabilă, ce ar trebui să fac? Să, găs să caut lebeda neagră. Să caut o lebădă neagră. E suficient să găsesc un singur exemplar pentru a răsturna această ipoteză, această ghicitoare, această uh, presupunere pe care ca oameni de știință o facem despre uh, lumea naturală. Deci falsificabilitatea ce a opera cu, uh, cu ipoteze sau, sau caracteristici care să suporte. Infirmarea este un, un, un aspect fundamental al, al cercetării științifice și, din păcate, multe, multe pseudoștiințe nu funcționează cu. Uh, ipoteze uh, falsificabile, și sunt convins că veți aborda această problemă a pseudoștiințelor uh, într-un uh, într episod uh, al, al acestor întâlniri. Așa că nu o voi, uh, nu o voi detalia acum. Uh, vreau doar să, să dau un, 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 un exemplu destul de amuzant de altfel din, din biologie, uh, în care un, un, un biolog celebru fiind întrebat la un moment dat: Bine, bine, dar uh, teoria selecției, uh, evoluției speciilor prin selecție naturală. Uh, nu e una falsificabilă, aserțiunea nu e una falsificabilă și uh, răspunsul uh, foarte uh, ascuțit uh, care a fost dat și succint, uh, fosile de iepure în precambrian. Uh, ce înseamnă asta? Uh, în precambrian nu regăsim decât organisme unicelulare. Uh, dacă toate speciile au apărut concomitent și au fost create, atunci ar trebui să găsim în analizând așa numitele fossil records, ar trebui să, să regăsim fosile de iepure sau fosile ale altor mamifere anterior momentului în care se presupune că ele au, au, au apărut ca specie distinctă și evident că nu găsim. Deci această, această teorie nu așa lui Darwin este, este una falsificabilă. Profit de faptul că m-am apropiat de cuvântul teorie pentru a a discuta puțin despre diferența între teoria, așa cum ne raportăm la ea în limbajul comun, și ce înțelegem prin teorie, utilizând-o în contextul metodei științifice. Și teoria în limbajul comun înseamnă presupunere. Teoriile în limbajul științific nu sunt presupuneri. Teoriile reprezintă tot corpul de observații. Toată, toată cunoașterea pe care am reușit să o, să o obținem despre diferite aspecte ale, ale lumii naturale și o teoria nu reprezintă doar, doar un corp de cunoștințe despre un anumit aspect, ci reprezintă și informații despre cum funcționează acel aspect. Un corp de cunoștință despre acest microfon poate fi că e negru, că are o structură metalică, conține plastic, conține un burete. O, o teorie care să-mi explice microfonul, îmi detaliază și modul în care funcționează, deci și lucruri care nu sunt evident aparente sau, sau vizibile la o primă vedere. Deci, ne vom referi la teorii din această, din această perspectivă în continuare. Acum, aș vrea să discutăm puțin despre trei povești diferite. Ele sunt au un, un numitor comun, și, și anume unul din marii statisticieni pe care i-a avut omenirea. Um, și ne vor ajuta să înțelegem de ce uh, erorile joacă un, un rol fundamental în, în a înțelege uh, lumea naturală. Și um, primul exemplu, e, se, o, această poveste se întâmplă uh, în Anglia secolului trecut, uh, la începutul uh, secolului trecut, la o petrecere în care o doamnă uh, susținea faptul că poate să spună diferența între ceaiurile unde, în care s-a turnat mai întâi ceai și apoi lapte, de respectiv cele în care s-a turnat mai întâi lapte și uh, ulterior, ulterior ceai. Și uh, până la această petrecere specifică, oamenii au fost surprinși de capacitatea ei. În multe ocazii uh, au observat faptul că avea dreptate. Uh, Chiar se întâmplă asta. Ca atare întrebarea științifică pe care ne-am pun este dacă ea are cu adevărat această capacitate sau nu. Uh, și unul dintre uh, oamenii prezenți la, aceast, la acest Tea Party, uh, un om mai, mai mic de statură și cu, uh, cu, uh, ochelari, cu uh, ochelari cu o lentilă uh, foarte groasă, dar cu o privire uh, a, a minții foarte pătrunzătoare, uh, s-a gândit să îi da să, să guste, să-i facă testul, dar nu cu un singur ceai, nu cu două, nu cu trei, nu cu patru, ci să-i să dea mai multe, mai multe încercări și să ia oameni care să pună aleatoriu mai întâi lapte și apoi ceai, respectiv mai întâi ceai și apoi lapte și să îi dea să, să guste. Și ce se întâmplă dacă ne gândim, dacă are o singură încercare, șansa ei de, de a ghici din pură întâmplare este de 50% adică dacă are mai întâi dacă s-a pus mai întâi uh, lapte sau, sau mai întâi ceai și dacă îi dăm două încercări uh, această șansă scade la 25% dacă îi dau trei încercări scade și mai puțin Deci uh, ceea ce, ce se întâmplă, această modalitate în care pe măsură ce crește numărul de încercări scade probabilitatea ca eroarea să nu apară din cauza purei întâmplări sau, sau, sau a șansei această modalitate de a uh, gândi un scenariu care să permită apariția erorii la nivelul ei uh, real, îi se datorează lui uh, Sir Ronald Fisher, unul dintre uh, marii statisticieni pe care, pe care uh, i-a avut omenirea și căruia îi datorăm, uh, datorăm, destul de multe. Deci, ce relevanță are această povestioară pentru uh, cunoașterea științifică? Atunci când, când gândesc metode uh, de investigație, când încerc să cunosc aspecte ale ale lumii naturale, când încerc să le cercetez, uh, și de altfel, cred că nu greșesc când spun și când încerc să-mi construiesc opinii fundamentate despre aspecte ale, ale lumii naturale, uh, ar trebui să creez, să am în minte a crea uh, oportunitatea, șansa uh, să apară eroare. Uh, vrem să, să dăm uh, erorii șansa de a apărea deoarece ea e cea care ne poate până la urmă spune dacă acel aspect este așa cum noi ni l-am imaginat sau e doar o uh, invenție, o, o creație a minții noastre. Um, și acum trec către cea de-a doua povestioară care uh, e legată tot de, de numele lui lui Fisher uh, și primul lui loc de muncă a fost la Rothamsted Experimental Station, un un centru de cercetare în agricultură. Uh, și nu vreau să intru, să intru, în detalii. În principiu, acest, el s-a angajat în 1919 la acest centru. În principiu, ei culegeau observații, deci date, aveau date despre randamentul culturilor și randamentul diferitelor, diferiților fertilizatori pentru respectivele culturi, culese încă din 1843. Deci ne uităm la peste 60 de ani de date și observații. Ce face Fisher în primul an când vine acolo? Constată că există foarte mult zgomot, că există foarte, multă, foarte mult aleatoriu, foarte puțină regularitate în cadrul acestor observații, în cadrul acestor date. Și analizând ceea ce, ce se întâmpla acolo, propunerea pe care o face Fisher este să. Renunțăm complet la acele date deoarece sunt inutile. Propunerea care vă dați seama că îi șochează pe, pe toți colegii lui: cum să renunțăm la 60 de, de ani de cercetare? Uh, concluzia la care ajunge Fisher, sau modul în care el a ajuns la această concluzie, este uh, gândindu-se la uh, erori. Uh, teoretic, un fertilizator ar trebui atunci când este administrat pe o cultură de grâu să dea în principiu același randament. Faptul că observ randamente diferite de la un an la altul, de la o parcelă la alta, nu poate fi explicat prin niciun alt mecanism plauzibil decât prin o cantitate foarte mare de erori pe care nu o putem controla. Pe care mai precis, nu o puteam controla până când Fisher și-a plecat mintea asupra ei. Um, și nu o puteam controla deoarece uh, diferențele... Aveam uh, modul în care, în care funcționa în, uh, în linii mari și uh, această stație este uh, având parcele întregi în care se cultiva uh, o anumită plantă și administrând pe respectivele parcele un anumit fertilizator, respectiv variind parcelele de la un sezon la altul și fertilizatorii pe care îi administrau. Ceea ce observ, constată Fisher în aceste date, house, house, house. Și diferențele erau cauzate de fertilitate diferită, asanare diferită, diferențe de ploaie, de temperatură. Existau parcele, de exemplu, care primeau mai multe ore de soare pe an, existau parcele care primeau mai puțin, în funcție de orientarea geografică. Ca atare, tot acest zgomot în observație este cauzat de alte uh, surse, le numim în știință variabile, de alte cauze. Care, care nu sunt controlate și care, care acționează, dacă vreți, ca uh, sursă de uh, eroare. Uh, și Fisher găsește, în primul rând, a, a găsit, uh, uitându-se către erori, uh, găsește o explicație plauzibilă uh, pentru tot haosul din ultimii 70 de ani de date uh, și de observații care nu au, nu au sens. Adică își dea seama că la lipsa de sens din acele date e cauzată de niște erori de niște variabile pe care nu le putem controla și care uh, interferează cu observația noastră despre acest aspect al, al, al realității pe care încercăm să-l testăm. Um, ceea ce face ulterior cu ele, găsește cea mai ingenioasă modalitate de a le controla. Um, modalitate care evident îi, îi șochează pe uh, colegii săi și pe colaboratori, dar care. Uh, a trecut și reprezintă într-adevăr o, o revoluție în gândirea uh, statistică și, și în gândirea uh, științifică. Și uh, ce și dă seama, fisher, este că e imposibil să controlezi toate sursele de eroare uh, sau că ar lua foarte mult timp. Adică ar trebui să plantezi într-un an pe parcela orientată uh, spre nord, care primește mai puțină lumină, dar are mai mare umiditate, ar trebui să plantezi orz cu fertilizatorul A. În anul următor, pe aceeași parcelă, ar trebui să, și să mă asigur că mineralele sunt aceleași, ar trebui să plantez o văz cu fertilizatorul A și după aia în anul 3 ar trebui să plantez iarăși o cu fertilizatorul B și tot așa. Deci ar lua o eternitate să, să facem acest tip de, de analiză. Ca atare, ce propune el este să împărțim parcelele, să nu mai lucrăm pe loturi mari, să lucrăm pe, pe parcele de uh, 2-3 metri pătrați pe care plantăm aleatoriu cu diferite semințe, adică am o parcelă de 2-3 metri pe care plantez aleatoriu orz, și lângă el o văz, și lângă el grâu, și modul în care administrez fertilizatorii e din nou randomizat, e din nou aleatoriu. Și, practic, împărțind terenul în astfel de loturi mici, și ce face, controlează factorii externi și anume controlează orele de lumină pe care le primesc, pentru că nu e așa când te uiți la randamentul pe care îl va da întreaga recoltă de ori o să ai o parcelă care e dispusă spre nord și alta care e dispusă spre, spre sud, una care e înclinată, una care e, care e dreaptă, una care e înclinată dar în altă direcție geografică și așa mai departe. Deci ce faci? Se anulează una pe cealaltă erorile și, și, și asta de fapt e insight-ul pe care, pe care el îl are. Aplecându-și mintea asupra erorilor, își dă seama că singura modalitate în care uh, le, poate, le poate gestiona uh, este să le facă să se anuleze reciproc uh, și obține acest lucru prin randomizare și de asemenea uh, a constata uh, cât de eficient funcționează fiecare fertilizator, această, răspunsul la această întrebare se obține uh, din nou prin, uh, prin randomizare și Există chiar povești amuzante din acea perioadă, în care angajații ai centrului erau foarte surprinși și Bombăneau în momentul în care administrau anumiți fertilizatori pe anumite parcele, că știau că ha, nu ar trebui să administrăm acest fertilizator pentru greu, că știm că nu funcționează. Că, și de, răspunsul uh, sec al lui, al lui Fisher se pare că era randomize, randomize. Yeah. Uh, continuați să le, să le administrați pentru că în acest fel ajungem să, să controlăm erorile. Um, și Ceea ce, ce face Fischer, dacă revenim la, la ecuația de care vorbeam inițial, și anume cu observația adevăr plus eroare, ceea ce și în cazul lui Fischer avem adevăr plus eroarea 1, eroarea 2, eroarea 3, eroarea 4, ce, ce găsește el pentru a, a putea extrage adevărul, are găsește o modalitate ingenioasă de a gestiona concomitent mai multe tipuri de erori și aceasta este randomizarea. și Uh, nu e deloc surprinzător că randomizarea face acum parte din ADN-ul uh, cercetării în, în foarte multe domenii. Nu mă refer doar la psihologie, mă refer la medicină, uh, mă refer la biologie, mă refer la uh, uh, chimie, biochimie și așa mai departe. Deci, randomizarea este o, o componentă esențială a demersului umanității de a cunoaște lumea naturală și, da, e, uh, e bine să îi, uh, îi mulțumim lui Fisher pentru. Uh, acest exemplu, um, ultima povestioară pe care aș vrea să o, să, să o discutăm atunci când uh, analizăm rolul pe care îl joacă erorile în, în cunoașterea uh, lumii naturale, e, e una specifică uh, psihologiei și <coughs> are de-a face cu uh, eroarea standard de măsurare și doar când auzim eroare standard de măsurare, vrem să ne ferim de ea, sună ca un lucru complicat și în principiu rău. De care, de care vrei să te ferești și uh, chiar studenții noștri de la uh, anul 2 când au de eroare standardă văd uh, 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 din, din reacția lor un, uh, uh, o, o strângere de stomac uh, ce înseamnă eroarea standardă măsurare și la, de ce ne ajută de ce e fundamentală uh, pentru a putea înțelege uh, corect datele pe care le avem în acest caz despre un aspect al lumii naturale care e uh, inteligența. Uh, utilizăm testele de inteligență, se, se utilizează încă de la începutul secolului trecut pentru diferite obiective. Le utilizăm în selecție de personal, le utilizăm în psihologie clinică, le utilizăm pentru a uh, depista dacă există deteriorări în, în funcționarea cognitivă, deci uh, ele se, se regăsesc în, în multe tipuri de activități pe care, pe care psihologii le fac. Uh, acum, nu există. Instrument perfect pentru a putea măsura uh, inteligența. Chiar dacă am aș administra toate testele de inteligență din lume și aș însuma scorul lor, nu voi ajunge niciodată la scorul meu uh, real, pentru că scorul meu uh, real de, de, de inteligență, uh, orice metodă de măsurare aș folosi, ea conține un oarecare grad de eroare. Uh, și după cum spuneam mai devreme, în ecuația adevărului, dacă mă administrez un, 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 un test de inteligență, uh, ce, ceea ce voi obține e un, uh, un scor observat, deci o observație care va fi egal cu scorul meu real plus eroare. Ca atare, ca să-mi dau seama unde e scorul meu real, ar trebui să am o modalitate cât mai eficientă de a estima, surpriză, eroare. Uh, și cum facem pentru a estima eroarea? Hai Să facem următorul exercițiu de, de imaginație. Să presupunem că uh, mă administrez uh, în fiecare zi din următorul an câte un test de inteligență. Probabil că nu există chiar 300 de teste de inteligență diferită, dar uh, cu siguranță unele utilizează tehnologii mai noi, uh, uh, item banks, deci găsesc modalități de a uh, mă asigura că scorurile pe care le obțin nu vin ca urmare a învățării sau familiarizării cu. Uh, întrebările pe care le utilizează testul respectiv. Uh, și îmi administrez, voi avea zile mai bune și zile mai proaste. Pot avea o zi în care am dormit 8 uh, ore, în care mi s-au întâmplat lucruri bune și am o, o dispoziție pozitivă și chiar am chef să fac acea, acea probă și să zicem că voi obține un anumit scor, să zicem un scor IQ de 115, uh, fingers crossed. Și e posibil să, ca în alte zi, după ce am fost și am petrecut uh, uh, prin uh, diverse stațiuni la mare și am uh, uh, consumat o cantitate mai mare, mai puțin optimă de alcool, pentru completarea testelor de aptitudini cognitive, e posibil să obțin un scor mult mai scăzut. Ok. Și dacă ne gândim la toate cele 365 de încercări, voi avea... Diferențe între ele și voi avea ziua în care am obținut cel mai bun scor și ziua în care am obținut cel mai slab scor și voi avea multe zile între ele și ele vor urma o distribuție, așa numită distribuție normală. Ok, media distribuției acestor, acestor scoruri, uh, uh, voi, voi considera scorul meu uh, uh, observat și deviațiile de la această medie vor, vor fi erorile. Ok, dar nu putem face acest lucru. Nu pot să comercializez, de exemplu, un test de inteligență și să, să uh, 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 ca parte din, uh, din am mi da seama care e eroarea respectivului test, să, am, să pun persoană să să, să-și completeze toate celelalte teste de inteligență sau să completeze același test de nu știu câte ori. Ca atare, ceea ce facem în psihologie este să, uh, să estimăm uh, stabilitatea, e numită și, și fidelitatea test-retest a, a, a unui instrument. Îl administrez într-o ocazie unui număr mai mare de persoane și le administrez în altă ocazie acelorași persoane. Diferențele între ele vor reprezenta, de fapt, eroarea pe care noi o vom utiliza în, în a stabili intervalul de încredere din jurul scorului. De exemplu, dacă voi avea diferențe, diferențe extrem de, de mari, între persoane, fidelitatea testului va fi scăzută. De exemplu, o corelație de punct 50 ne va da un interval foarte mare de eroare, așa cum, cum vedeți și în grafic, și va face imposibilă stabilirea nivelului meu de inteligență. La, la, la o astfel de corelație de doar punct 50 între testarea 1 și testarea 2, aș putea spune despre inteligența unei persoane că poate fi submedie, medie, medie peste medie sau mult peste medie, deci nu pot spune nimic despre, despre acel scor. Și de asta din nou, capacitatea de a estima eroarea îmi permite să. Am, să sau ne permite în psihologie să avem instrumente în care să avem încredere. Efectiv, nu, nu pot avea încredere doar că un instrument a fost construit bine, pentru a verifica faptul că. Pot avea încredere în respectivul scor, trebuie să știu că el se păstrează sau trebuie să știu că marja în care el se modifică nu este una foarte ridicată. Deci pot avea încredere atunci când încadrez respectivul scor într-o anumită categorie și când iau decizii, fie de angajare, fie decizii educaționale cu ajutorul respectivului, respectivului instrument. Acestea au fost cele. Trei uh, exemple pe care uh, am vrut să le împărtășesc cu voi astăzi. Um, ce ar mai fi de, de spus este că, um, din păcate sau, sau poate din fericire, depinde din ce unghi privești, uh, cunoașterea pe care o, uh, o dezvoltăm prin uh, aplicarea metodei științifice are uh, întotdeauna un, un caracter provizoriu. Uh, și, și asta înseamnă că, în momentul în care obținem prin aplicarea metodei științifice observații care contrazic observațiile anterioare și observăm acest lucru sistematic, ne revizuim modelul, ne revizuim cunoașterea și, da, cred că din, din acest punct de vedere, putem spune fără dubiu că știința este un, un organism viu care revizuiește constant Uh, modelele cu care operează despre realitate uh, și, da, e una din diferențele majore între uh, știință și pseudoștiință. Noi căutăm erori, vrem să le generăm, uh, încercăm să le măsurăm, încercăm să le estimăm și știm că uh, a înțelege uh, erorile mai degrabă decât a fugi de ele ne va aduce mai aproape de, sau ne, ne va permite să estimăm cât de uh, precise sunt modelele cu care operăm despre oameni, despre lumea naturală, despre specii, despre corpurile cerești. Mulțumim uh, și noi, domnului conferențiar dr. Andrei Ion. A vorbit despre rolul erorilor în cunoașterea științifică, dar înainte să încheiem conferința, aș vrea să uh, cer câteva lămuriri. Uh, în numele celor care se uită la noi și în numele meu personal. Uh, când vorbim de măsurare și eroare, uh, putem să ne gândim de pildă la cine arată pe bordul mașinii viteza, da? Mm -hmm. Mă uit mașina îmi spune am 58 de kilometri pe oră și mă uit pe un indicator exterior pus pe șosea care mi arată 55 de kilometri pe oră. Unde e adevărul? Care e adevăr? cine măsoară adevărul, cel de pe șosea, cel al mașinii? Um, din păcate nu știm unde e adevărul, dar dacă suntem constructori, sau fie de mașină, fie de aparate de înregistrare. Cred că putem avea modalități prin care, prin care putem testa unde se află, unde se află adevărul în principiu. Întrebarea pe care, pe care tu o pui se duce într-un într teritoriu un pic mai tehnic, care ține de, numim noi în, în limbaj tehnic, de validitatea internă a demersului o să folosesc uh, analogia pentru a, a ne gândi la, pf, teste, la teste de inteligență, din nou, instrumente de măsurare, uh, măsare și viteza mentală. Uh, deci uh, de unde știu că IQ-ul meu rulează cu 50 de km la oră sau 60 sau 70 de, de km la oră și cred că un răspuns pe care uh, uh, îl putem da e următorul. Uh, ar fi bine să trec, de exemplu, prin, prin același loc, să trec cu o altă mașină, să trec la alte momente ale, ale zilei să rulez cu viteze diferite, astfel încât să constat, să, să observ cât de mare eroare, cât, cât de mare e această diferență, care da, e, e în esență o, o eroare, cât de des ea, dacă persistă la toate vitezele, dacă persistă la toate tipurile de mașini dacă persistă la, la, tipurile de vreme, deci ceea ce, ce pot face este să, să o, o, supun testării în condiții cât mai, cât mai ingenioase și să, și să uh, încerc să depistez dacă ea rămâne uh, constantă sau dacă, dacă uh, se schimbă. Sau uh, ce ar zice Fisher este să selectăm aleatoriu uh, mașini diferite, șoferi diferiți, puncte diferite în care există acel aparat și să vedem ce înregistrări ce obținem. Bun, dar dacă metoda științifică ne dă răspunsuri cu erori, um, n-ar trebui să căutăm altă metodă? Da, e o întrebare bună uh, în sensul în care um, într-adevăr există metodă de cunoaștere care susțin faptul că sunt, uh, sunt lipsite de erori. În același timp, toate aceste uh, și pseudoștiințele, toate se încadrează în, în această categorie. Adică uh, nu o să auzim uh, colegii de la uh, astrologi uh, faptul că spun că uh, probabil ne-am înșelat și probabil n-am înțeles bine cum funcționează și uh, pseudoștiințele emit, uh, emit certitudini. Uh, metoda și singura, singura metodă de, prin, prin care putem verifica uh, dacă o metodă de a genera cunoaștere uh, este validă sau nu, uh, e de a, de, a, de a o pune uh, la încercare, de a vedea în ce măsură predicțiile pe care ea le face uh, sunt valide sau nu, sunt verificabile sau nu. Vezi exemplul deviației uh, de orbită pe care o are Mercur uh, și aici o să apelez din nou la exemple din fizică, Uh, ceasurile, vedem că timpul da, curge, curge diferit când suntem mai aproape. De un corp care exercită gravitație față de situația în care suntem, suntem mai departe. Și ce facem? Hai să, să supunem această, această presupunere, această teorie, uh, testului empiric și iau niște ceasuri atomice, le duc într-un avion și constat surpriză că uh, da există deviații și că într-adevăr timpul se, se scurge diferit în funcție de uh, apropierea sau depărtarea de corpuri cu, cu o masă care exercită o, o forță gravitațională mare. Uh, ca atare, singura metodă care se pare că, în mod sistematic, reușește să facă predicții, uh, predicții coerente, e într-adevăr uh, metoda, metoda științifică. Uh, simpla prezența erorilor, dacă stăm să ne gândim ca, ca, ca metodă de cunoaștere, nu știu dacă ar fi, uh, poate că în alte domenii ne e mai ușor să luăm decizii. De exemplu, dacă mă gândesc la. Uh, decizia de a intra într-o relație de cuplu, cuplu cu cineva uh, și să zicem că aș avea uh, de ales între două persoane o persoană care îmi zice eu sunt lipsită de erare, sunt lipsită de defecte n -am, n -am, n -am, sunt perfectă pentru tine și o persoană care o -so să îmi spună da, uite, am aceste caracteristici, am aceste obiceiuri și unele s-ar putea să te enerveze groaznic și îmi las ciorapii împrăștiați prin casă și nu-mi nu place să spăl vase și să gătesc, dar îmi place să fac alte lucruri. Da, probabil că nu ne va fi greu să, să luăm o decizie. Cam așa e și cu metoda științifică. Pseudoștiințele, da, sunt lipsite de eroare și exercită fascinație asupra minții unor minți prin faptul că pretind lipsa erorilor. Dar e doar ceva ce pretind? Avem în materie de eroare o percepție care clar nu este cea științifică, și anume că eroarea este o greșeală, e ceva ce trebuie evitat. Care înțeleg că este până la urmă o problemă de terminologie și de cum o definim. Da. La fel și cu falsificabilitatea. În limbajul comun, ceva fals este ceva care este prin definiție neadevărat. Deci nu trebuie folosiți. Ce înseamnă, de fapt, falsificabilitatea din punct de vedere științific? Înseamnă că încerc să spun lucruri care sunt false? Unde, da, cum, cum ca pot eu să înțeleg? Într-o măsură, da. Uh, în sensul în care um, ceea ce face, ce face un, un cercetător, uh, formulează din nou, să gândește asupra unui, un, unui aspect al lumii naturale, își formulează o presupunere și e doar o presupunere despre cum e în realitate acel aspect pe care nu-l cunoaștem și după aia eforturile pe care, pe care le depune sunt să-și falsifice propria presupunere, să o infirme. Deci, să, găsească... să falsifice înseamnă să spună invers? Da, să, 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 să gândească modalități prin care își demonstrează că propria presupunere a fost greșită. Deci să încercăm să, să demonstrăm, să ne demonstrăm propriile greșeli. Am Iar înțeles... eșecul sistematic în a demonstrat demonstra greșeala Intuiției, ideii, teoriei, modelului, reprezentării pe care mi-am construit-o despre un anumit aspect. Deci, eșecul sistematic este succes în cercetare. Știu, pare o, o lume uh, cu fundul în sus da. din acest punct de vedere, dar, uh, da, probabil că cea mai mare reușită pe care poți să o să ai ca cercetător este să eșuezi sistematic în a-ți infirma uh, propriul model. Cum arată uh, o afirmație? din viața comună. Deci în care eu ca om care trăiesc, nu ca cercetător, încerc să aplic metoda științifică în ceea ce mi se întâmplă. Mm. Um, mă, da. Cred că sunt meteosensibil. Cred că mă dor picioarele o, când se pregătește o, o, să plouă. O modalitate sănătoasă uh, prin care putem, putem gândi uh, asupra erorilor este să, um, să aplicăm uh, gândirea critică și gândirea critică înseamnă să, să mă gândesc la explicații alternative. Erorile în limba științific sau ceea ce reprezintă erori în limba științific pot, pot con foarte ușor uh, să fie echivalentul explicațiilor alternative în limbajul sau gândirea comună. Uh, ca atare să, să încerc să găsesc alte cauze, alte explicații uh, care să, 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 uh, să uh, prin care să-mi explic faptul că atunci când nu e soare sunt deprimat sau mă simt rău, sau am emoționalitatea negativă, sau că uh, atunci când mă trezesc dimineața, nu știu, poate există explicații fiziologice, poate există explicații care țin de evenimentele din ziua anterioară, poate există explicații care țin de uh, fluctuația uh, fluctuații circadiene, de uh, fluctuația anumitor hormoni. De, deci a ține mintea deschisă pentru explicații alternative, care în raport cu explicația inițială nu sunt altceva decât erori sau posibile surse de eroare, reprezintă o modalitate sănătoasă prin care putem aplica gândirea științifică la, nu știu, în viața noastră de zi cu zi și mă surprind deseori, zilele trecute, de exemplu, am, am organizat un, un, webinar pe despre mituri legate de inteligență și, de exemplu, unul din, din mituri Ceea ce credeam eu că, că e mit, de fapt s-a dovedit a nu fi, este că oamenii extrem de inteligenți, în rândul oamenilor extrem de inteligenți, există o incidență mai mare a anumitor uh, tulburări din, uh, din sfera psihiatrică sau care țin de psihopatologie. Și uh, la nivelul, ultima oară când, uh, când m-am uh, uh, actualizat cunoștințele cu privire la acest domeniu, așa era. Între timp, în 2019 și 2020, au apărut studii care ne arată, într-adevăr, că în cadrul populațiilor cu inteligență extremă, și aici vorbesc de uh, trei abateri standard și mai mult peste medie, deci IQ-uri, uh, da, cu adevărat extrem de rare, care se găsesc la mult sub 1% din, din populație, găsim o incidență mai mare a anumitor turburări, dar nu acele turburări la care ne gândim noi, din sfera autismului sau dificultăților de relaționare, cât mai degrabă tulburări uh, care țin de uh, dispoziție, de... Uh, de mood, de, de afectivitate, adică întâlnesc mai multă anxietate, întâlnesc mai multă depresie și uh, acest lucru este explicat foarte frumos de autorii studiilor uh, prin existența unei predispoziții pe care acești oameni o au către ruminație. Un om extrem de inteligent probabil s-ar fi gândit la mult mai multe lucruri care ar fi putut să nu funcționeze bine în interacțiunea noastră de azi, și acest lucru l-ar fi dus la uh, un anumit tip de activare psihologică și un anumit tip de activare uh, fiziologică. Și acesta e mecanismul pe care uh, îl avansează pentru această explicație. Deci, da, puh, ce, -a, ce aș putea spune e să nu, ne, să nu rămânem uh, cu, cu impresia că adevărul pe care știu la un anumit moment e ultimativ în știință se schimbă, se, se poate schimba, schimba destul de destul de des și a, e important da, să ținem mintea, mintea deschisă, deci să nu construim convingeri. Am înțeles, cred că este o concluzie foarte bună cu care să încheiem această conferință mintea deschisă și reținerea de la a construi convingeri legate de realitatea care ne înconjoară. Este uh, probabil o recomandare utilă pentru toată lumea. Mulțumim domnului conferențiar dr. Andrei Ion, uh, care a fost uh, gazda conferinței Știința pe Înțelesul Tuturor, organizată de Universitatea din București. Astăzi vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți alături de noi. Mulțumim!